Bun și salutare lume, numele meu este Viper și bine v-am regăsit aici la un nou episod din seria noastră de Unturned de pe mapa Hawaii lume. Suntem aici la o locație destul de interesantă, practic am venit aici lângă Tadaki Light, pentru că aici sunt niște structuri din astea tiki și înainte să începem episodul avem ceva foarte important de făcut. Noi am trecut pe aici, dar am uitat să aprindem acest altar, Turn On Altar, și am pornit oficial cele două altare de pe hartă și în acest episod ce o să facem noi? O să terminăm harta, practic, o să vreau să facem Easter Egg-ul. Practic, în ce constă acest Easter Egg, o să mergem noi frumușel la junkyard, o să aruncăm cu foarte, foarte multe explozive în ușă, auzi la mine. Practic, acolo, dacă nu v-ați uitat la episoadele trecute, că am fost acolo, mi se pare că acum două episoade, este un fel de ușă din pietre și dacă noi aruncăm cu explozive în acea ușă renumită, ea se va distruge și vom putea să avem acces la un cave super secret care practic este sub vulcan, sub Mauna Kea, sub lavă practic, și noi pe acolo trebuie să ne învârtim puțin prin cave și după aia ajungem la o cameră, trebuie să mai pornim încă o chestie și să ne învârtim puțin în cerc, o să vedeți exact la ce mă refer, dar în final o să ajungem să ne batem cu un zombie boss de lavă. Am aici pe Shift Tab, bineînțeles, Unturned Wikia, instrucțiunile foarte neclare, foarte generalizate, probabil nu o să înțeleg, dar hai să vedem exact cum stă treaba, dar acum o să trească să mergem la junkyard, așa că ne vedem acolo. Ok lume, am ajuns la junkyard, am ajuns așa, am urcat foarte dubios cu mașina și acum o să ne aruncăm de aici și cel mai probabil o să trească să utilizăm car jack-ul. Întotdeauna când cad așa cu mașinile, bă frate, mă simt ca pe GTA și mă simt de parcă chestia asta o să explodeze, dar bineînțeles că pe Unturned mașinile sunt foarte manevrabile, dacă pot să spun așa, dar noi suntem aici la junkyard și asta este ușa de care vă vorbeam. Noi avem la noi, ok, înainte de toate, avem acest peacemaker. Putem să-i dăm repair. 100%, perfect. Avem aceste grenăzi la noi și o să le testăm. O să vedem dacă este suficientă forța lor. Am aruncat-o bine, am aruncat-o cât de cât bine. Nimic. Nimic. Ok, din a treia a mers. Dacă nu mergea cu grenăzile, ne complicam un pic. O să încercăm să mergem pe aici cu Night Vision-ul. Sunt curios dacă o să facă față. De obicei, Night Vision-ul este mult mai prost în peșteri, pentru că gen nu are absolut nicio lumină pe care să se bazeze. Dar... what the fuck? De... ce? Am înțeles, deci Night Vision-ul în peșteră este exact ca și cum n-ai avea absolut nimic, a? O să ne distrăm, dar de fapt, look at these boys. Avem lumină pe Honey Badger, am reparat Honey Badger-ul, mă rog, pe DW-ul, avem 100% durabilitate pe el, m-a costat 9 Metal Scrap, dar mă rog, am dat salvage la chestii și am făcut răs de el și i-am pus Tactical Light-ul, deci cred că o să ne descurcăm și acum, boys, vom citi wiki-ul. Enter the cave, follow it through until finding a... parkour area, deci el practic ne zice să mergem în față, numai că după cum puteți vedea sunt două căi. La asta mă refeream când ziceam că este foarte nedescriptiv wiki-ul. Deci, practic o să ne plimbăm pe aici până găsesc ce trebuie să găsesc, I guess. Ok, lumea, am ajuns unde trebuie, am impresia, am ajuns la un parkour și sunt și niște zombie din ăștia. După cum știți, după cum v-am zis, de fapt, arma noastră pe care o avem este silențioasă, deci nu o să avem nicio problemă. Oh boy, trebuie să facem parcursul. Și din câte am impresia, trebuie să mergem la chestia asta. Cum faci parcurs în Unturned? Trebuie să apeși gen W, Shift și după aia să sari. Asta este cea mai scary chestie pe care am făcut-o de mult timp. Pentru că dacă nu știți, dacă tu intri în lavă, mor instant. Nu e un altar ăsta. What? Păi și forage. Am venit aici degeaba. Am venit aici să activez un altar care nu există. Am venit să colectez ciuperci. E o glumă. Ok. Oh. Hai să încercăm să ne întoarcem înapoi. Pentru că s-ar putea să trebuiască să mergem aici. Și cred că acolo unde am fost noi se va activa... m-ai speriat. Se va activa al treilea altar. Aici ne sugerează să mâncăm ciuperci. Cred că nu va fi soluția. Alt parcurs de lavă? Bro, what is this? Cât de lung e? What the fuck is this? În mod sigur o să... jumpurile par ușoare.
A, dar la asta nici nu trebuie să sari. Gen, nu trebuie să sprintezi. Ba da, uite, la asta trebuie să sprintezi. Ok. Și aici trei simboluri tiki și mai mult parcurs. Eu ce să mai zic? Boys, n-am crezut că o să fie atât de dubios cave-ul ăsta, dar aparent este cave-ul parcurului. Nu-mi spune că ne-am întors de unde am venit. Dacă îmi spui că ne-am întors de unde am venit... Nu cred că... Nu. Mamă, cave-ul e foarte mare și foarte întortocheat. Asta este concluzia. Am avut și picioare. Nici nu cred că avem 2 metri scrap la noi. Nu avem. O să trebuiască să așteptăm natural să ni se repare picioarele. Fraților, cred că o să trebuiască să căutăm o hartă a hărții. Pentru că... Nivelul meu de înțelegere al acestei zone este de 0%, sincer. Ok, lume, tot la parcursul ăsta inițial ne-am întors. Practic, eu am greșit când m-am făcut stânga. O să trebuiască să facem stânga abia când o să fim... Abia după ce activăm al treilea altar. Și practic, al treilea altar se află fix aici în față. Pentru că am reușit până la urmă să găsesc o hartă. Cineva a zis să fie un zeu și să facă o hartă a cave-ului, dar făcută ca lumea, din care chiar înțelegi ceva. Și practic, al treilea altar ar trebui să fie fix aici în față. Și sunt foarte mulți zombi din ăștia și nu-mi place faptul că îmi folosesc gloanțele, pentru că vreau să-mi păstrez gloanțele pentru zombiul boss. Și acum dacă fac eu niște gândiri, o să fie mai... De fapt, nu o să fie mai eficient să ne mutăm pe Sabertooth, pentru că ăla nu e surprest și o să... De ce arăți ca cea mai OP armă? Shark Tooth Sword, legendary melee weapon from the jaws of the sea's most fearsome beast. Ok, clar o să testăm chestia asta după ce ieșim din tot dead zone-ul ăsta, dead zone, auzi, din toată harababura asta. Pe aici, pe undeva, trebuie să fie al treilea altar. Ok, boys, chestia este altarul. Ne-am chinuit 7000 de ani, dar după ce am urmărit 2 tutoriale, am înțeles și eu care este treaba. Nu mă așteptam să fie așa de complicat. Am mai făcut chestia asta în trecut, dar probabil... Na, nu mi-a sărit, nu mi-a sprintat, vreau să zic. Altarule... Te-ai spus și tu așa frumos în peșteră și acum putem să găsim camera bossului, pe care o să fie mare distracție pe capul nostru să o găsim. Deci trebuie să ne întoarcem înapoi și să facem dreapta. Ușor de zis, greu de făcut. Ok, lume, ne-am întors la hub-ul ăsta și aparent cam tot sistemul ăsta de cave-uri se învârte în jurul hub-ului ăsta cu 4 direcții. Deci acum o să faci... Am sărit prea devreme. O să facem stânga, exact unde ne-am dus noi inițial căutând nu știu ce altar. Și teoretic ar trebui să mai găsim încă un parcurs pe lavă. Mamă, dar e dita mai chestia. Și practic în urma acestui parcurs de pe lavă vom găsi altarul bossului în sine. Pe care am eu așa o presimțire că l-am găsit, dar nu l-am putut activa dacă țin eu bine minte. Da, am uitat ce s-a întâmplat acum 15 minute. E clară situația. Cred că avem nevoie de G-Fuel instant. Și chiar aici se află un G-Fuel. I-am pus niște cuburi de gheață, dar din păcate s-a încălzit și el. Nu uitați, boys. Rămâneți hidratați. Deci, am parcurs boss altarul. Și cumva trebuie să... Oh, nu e ca pe hartă. Aici pe hartă zice că te duci în față, dar la noi e dead end. Ce-mi place, frate, harta? Am avut și o încredere în hartă și mare greșeală am avut. Ok, hai să vedem dacă e aici. Nu mi-a sprintat. Bă, cred că e aici, pentru că n-am mai dat de zona asta, dar e o posibilitate să fi ajuns prost. What? Oh my fucking god, am ajuns unde trebuie. Deci uitați-vă și voi ce dita mai chestie aici. Avem... The heat behind this wall is intense. Dacă pic aici mor. Ok, o să-mi fac o poză. Să nu e un thumbnail așa de nota 10. Asta chiar e un thumbnail de nota 10, sincer. Perfect. Și după aia o să ne băgăm. Ok, lume, a venit momentul. Hai să ne punem, ok, avem armele în felul următor, dar o să vreau să-mi pun și în loc de Sabertooth, ca totuși să intrăm acolo în camera cu zombiul, să fim așa pregătiți, Peacemaker-ul. Safe zone! Safe zone! Eu aici, defeat magma zombie boss, eu aici orice, dar nu safe nu mă simt.
Presupun că e genul loc în care poți să te retragi în caz că devine prea șmecher zombiu. Ok, lume. O să salvăm jocul aici și o să ne întoarcem imediat. Hopa! Deci eu nu prea îmi dau seama cum e piatra asta. Hopa! Ok, am reușit. Și am eu așa... Dar e safe zone. Nu, pot să trag. Ok, pot să trag. După cum puteți vedea, zombiul este alcătuit din lavă. Mă rog, magma. Mă rog, fiind un magma zombie boss, mă și aștept. Și se pare că aparent cam toată lupta va decurge în jurul pietrei ăsteia, pentru că putem să ne ferim foarte ușor de flăcările lui dacă tot loc... Mamă, deci voi v-ați uitat la viața mea cât de repede s-a dus. Deci dacă tipul ăsta ne lovește... Oh, cred că trebuie să... E prea aproape. O să-mi dea damage ca naiba, nu-i așa? Oh my god, ce scary e zombiul ăsta. E sub medie. No, ești sub medie. Bro! Ok. Mai tragem în el, vedem din ce parte iese. Ok, Peacemaker-ul se pare că își face treaba foarte bine, că trage super repede. Îi dăm așa o schemă. Ok, e bine. Ok, frumoase hituri, am prins niște hituri bune pe el și mai avem 30 de gloanțe în Peacemaker. După aia trebuie să ne schimbăm pe pe DW și după aia o să putem să ne schimbăm pe Avenger. Bă, da, boss-ul chiar are destul de mult HP. Frica mea este să nu rămânem fără gloanțe. Bă, da seama, dacă rămânem fără gloanțe aici, suntem pierduți. Ok, ne punem asta pe automatic, băgăm un dressing pentru că avem 58 viață. Sper să am destul de dressing-uri la mine. Nu m-am uitat câte dressing-uri am. Ok, am prins 5 hituri. Ne-a mai scăzut și el un pic din viață. E prea aproape. Oh, fugi, Azlo, fugi. Nu, 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 prea aproape, prea aproape. Mult prea aproape, mult prea aproape. Ok, m-a scăzut la 57 viață. Îi facem așa o schemă și nu știu prin ce parte o să ia. Prea aproape, prea aproape, prea aproape. Din nou suntem la 57. Nu, 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 nu. Ok, asta chiar e un boss greu. În urma tuturor boșilor pe care i-am bătut, ăsta este un boss greu. Dar aparent putem, gen, cum ar veni, să ne ferim mai mult sau mai puțin de chestii, gen de flacăra lui, făcând un fel de strafe-uri, I guess. Câtă viață ai. Dacă arunca și cu pietre, era finalul meu, bossul ăsta. Nu o să avem destule gloanțe, nu-i așa? Boys? E o șansă să fie finalul nostru. Dacă n-avem destule gloanțe, o să fiu... O să știți cum o să fiu? Nemulțumit. Bro! De ce am consumat pe tipul ăsta 100 de gloanțe? S-a terminat. Ia-le până nu se... Până nu mă trimite înapoi. De fapt, nu mai trimite înapoi. Trebuie să accesăm ăsta. Domnule, două cutii de High Caliber. Sau una. Nu mai țin minte dacă aveam eu una în inventar, dar s-ar putea să fi avut eu una în inventar. Bipod, useless. Și ce ne-a mai dropat? Chevron Scope. Bă, ăsta este un scope interesant, pentru că este gen, nu mărește foarte mult, mărește foarte puțin așa în funcție de o armă așa mai chill, cum ar fi Honey Badger-ul. 35%, deci ca să vedeți, ăsta cred că ar fi singurul dezavantaj al acestei arme. Îi se duce durabilitatea extrem de repede. Gen, deja avem 35%. Și Restore Calm. We did it, boys. Din păcate, n-am făcut achievement-ul că deja l-avem, dar am făcut Easter fucking egg-ul de pe Hawaii. Și aș zice că am terminat seria, dar mai avem un lucru de făcut. Nu am întâlnit o persoană, un NPC. Nu o să stau acum să-i fac questurile, pentru că e plictisitor să stai să faci questuri, dar o să vreau să-l întâlnesc. Așa că o să ne dăm teleport la Haiku. Deja s-a terminat seria, frate. Ne dăm teleport, nu mai contează absolut nimica. Împușcăm zombii. Avem și lumină, și dasta, și night vision. Nu mai avem niciun stres. Dar ideea este că sub Haiku Stairs este un cave și în acel cave este un NPC, un miner, și sincer o să vreau să-l văd înainte să terminăm seria ca să pot și eu să zic că l-am văzut pe domnul miner. Așa că o să căutăm acum intrarea către cave și o să mergem să vedem și noi care este treaba exact. Ok, boys, aparent intrarea chiar era foarte mare și nu știu cum de am reușit să o ratez, dar uite că am reușit. O să ne dăm așa gliderul, o să ne-l mai scoatem ca să nu ajungem în 7000 de ani, dar practic aici este dita mai intrarea în cave. Nu știu, frate, cum am reușit să o ratez, dar uite că am reușit.
Bine, teoretic nici nu ne-am uitat foarte atent în partea asta, dar uitați-o aici și am tras așa un pic cu ochiul, o să trebuiască să recunosc, arată extrem de interesant cave-ul ăsta și chiar îmi pare rău că nu am apucat să-l explorez. Băgăm și masa noastră de campioni după victoria pe care am avut-o împotriva zombie boss-ului, canned tuna, pește la conservă. Nu este mâncarea boșilor, dar își va face treaba, un chart. Ce n-aș fi vrut chartul ăla la începutul seriei când am stat 7 ani să găsim un chart? Dar practic noi acum, what? Mamă, nu mai e one shot pe zombie acum Honey Badger-ul ăla, cât de puțină durabilitate are. Asta e destul de nașpa. Și o să-l și scoatem din modul auto, o să-l băgăm în semi. Mergea auto doar când ne luptam cu boss-ul. Dar trebuie să vedem aici cum putem să coborâm mai jos, pentru că nu m-am uitat, bineînțeles, exact la tot cave-ul, care este tot layout-ul cave-ului și tot tacâmul. Dar pe undeva, cumva, trebuie să fie un drum în jos. Și văd că e foarte întortocheat cave-ul ăsta, ceea ce personal nu mi se pare cea mai genială chestie, pentru că te pierzi ușor. Dar pe de altă parte asta e mișto, pentru că găsești chestii mai interesante și îmi place că sunt zombie din ăștia bandiți. Chris Carec, prima armă de ranger pe care am găsit-o, dar din păcate se încarcă tot cu civilian. Două katane, de fapt e o katană și un butterfly knife. Lăsăm și noi katana noastră, luăm katana asta și de fapt Salvage. Acum că nu mai avem gloanțe în P90, nu repair, salvage și ție. Aruncăm magazinul ăsta gol. Aruncăm și astea goale, de ce nu, că nu cred că o să mai facem noi rost de muniție de military. Și oficial putem să ne reparăm PDW-ul. Nu știu sincer de ce i-au schimbat numele în PDW. Suna mult mai mișto Honey Badger, după părerea mea, dar mă rog, acum treaba lui Nelson, care stă acolo și codează Unturned. Și ne-am întors la two shot pe zombie cu helmet și one shot pe zombie fără helmet. Și practic acum am intrat în adâncurile cave-ului. Poți să nimeresc. Și aici, hai să explorăm un pic să vedem exact care-i treaba. O baclava, balaclava. Eu întotdeauna le-am zis baclava, dar aparent am zis greșit. Baclava e total altceva. Bricks, rope. Pe aici nimic. Ok, aparent aici este o fundătură. Dar în stânga ar trebui să fie camera mea, ok? Ar trebui să stau așa mai în centrul webcam-ului, să nu stau așa. Nu e treabă. I-am rezolvat și pe ăștia așa. Și ok, aici e zona asta unde sunt foarte mulți bandiți, după cum puteți vedea de cei sau... cum îmi iau jumpscare de la zombie pe care îi văd deja? Nici eu nu înțeleg. Low caliber ranger. Bă, pot să-l luăm, I guess, dar nu avem nicio armă de low caliber. Nici o armă... Nu, frate, în episodul ăsta și în episodul anterior m-a speriat mult prea mult din cauza zombilor. Cred că acum starea pe care o am în momentul actual, cred că e perfectă să joc Phasmophobia. Ce se aude? Se auzea un sunet dubios. Cred că dacă aș juca acum Phasmophobia ar fi finalul meu. Dar ar fi un final destul de interesant, ce-i drept. What? Pe aici am fost? Nu cred că am fost pe aici. Da, nu, de aici venim. Dar, boys, practic aici este un întreg lac subacvatic. Subacvatic? What? Subteran? Trezirea. Nu s-a tras. Trezirea s-a tras. Ok, cred că s-a trezit zombie acum. Tipul ăsta aparent s-a trezit, dar nu știe în ce direcție să o ia. Și e aici un fel de pod. Mă rog, vă dați seama că n-au putut să bage și ei iteme foarte bune aici, pentru că poți să ajungi aici foarte ușor, fiind și cave-ul expus și tot acum îți trebuie numai un flashlight. Dar e interesant că sunt zombie de ranger, gen, bă, acum, sincer, mapa era un pic incompletă, fără o locație de ranger, dar uite-o că au pus-o aici, bine, chit că nu este o locație foarte OP, dar poți să găsești chestii gen acauri, deci pot să mă ori fericit știind că am găsit o armă de ranger, că la câte cutii de ranger am găsit, era și timpul, o altă katana și... Stressed Spelunker. Aparent l-a lovit apocalipsa zombilor și s-a urcat pe cutii. I've been down here for days searching for a heirloom. Ce era un heirloom? Nu am cunoștințele limbii engleze. Small Platinum Ring. Și eu trebuie să stau să-i găsesc ringul. Noi nici nu știu ce să zic. I guess dacă tot am ajuns până aici atât de departe, nu cred că mi-ar fi greu să caut un ring. Mamă, dar chiar sunt multe katane, gen, chiar e o zonă de ranger făcută bine, cu multe iteme ca lumea. Ok, lumea, aparent ringul este chiar aici. Ok, o să-l omorâm pe tipul ăsta. Dar
am mai studiat puțin wiki-ul și este un quest de la un NPC pe care nu înțeleg de ce nu ni l-a dat, să mergem într-o bază secretă subterană la care nu am fost și înainte să terminăm, vă dați seama că o să vreau să mergem și pe la aia, adică o să vreau să terminăm practic în acest episod să explorăm și locațiile alea secrete de care ori am uitat, ori nu știam până în momentul actual, dar practic este o locație subterană sub Mauna Kea. Trebuie să ne întoarcem acolo, o să ne folosim TP-ul că nu mai am chef să merg, dar o să ne, mă rog, să merg cu mașina, dar o să ne întoarcem la lava aia. Avem treabă din nou la cave-ul ăla cu lavă, ce îmi place asta. Domnule, ți-am găsit ringul. Chimicale! Ok, o să ne dăm chimicale, că sunt curios dacă ne dă ceva interesant. Bro, ți-am găsit chimicalele. Și, thanks for your help, if you'd like to see why I've been so busy, meet me on the island just west of the Oconee. Și, practic, acum trebuie să găsim o floare. Deci, o să ne teleportăm. Nu știu cum o să plece tipul ăsta de aici până la Oconee, dar noi o să ne teleportăm la Unyielding. Și aici la Unyielding o să mergem la aia care, căreia i-am făcut răs de niște semințe ca să poată și ea să aibă flori. Și era aici în partea dreaptă, dacă nu mă înșel, dacă țin eu bine minte exact. Yep. Pick up flower. Și acum trebuie să mergem la Oconee. Ce frumos s-au spawnat șezloangele. Și nu mai știu unde zicea tipul ăsta că e. Eruption. Pe și n-am făcut quest-ul? Aparent a rămas așa. Flower finder on the island just west of the Oconee. Ok, lume, am ajuns pe insulă și practic aici omul nostru, spelancărul stresat, cum să vă spun eu aici, a securizat bag-ul pentru Amanda. Justin, hand him the flower. Vreau să ceară în căsătorie. Amanda, you've become the largest and best part me. Greșeală gramaticală din start. You've changed me more than I ever thought possible and made me realize that all our dreams can come true. When I imagine my future, the only thing I see for certain is you. I love you more than anything. I told you I was going to ask you this when we got to Hawaii. Amanda Jade Hubler, will you marry me? Hello there! Amanda! What? Oh my god, I... Wow. Vorbește în... Vorbește codat. Boys. O să băgăm chestia asta pe Google și o să vedem ce zice. Ok, boys, aparent nu știu de ce nu pot să aflu ce zice codul, dar e un ghid pe Steam care zice că zice gen I will marry you sau ceva de genul. Deci, aparent ea vorbește limbaj codat. Băi, aș sta aici. Mi se pare based să fii aici gen să stai într-un foișor, să ai pat, să ai masă, să ai astea, să ai chestii să nu bată soarele. Ok, vorbesc prostii, zici că n-am mai dormit de 7 ore. Dar... 7 zile vreau să zic. Cum o să procedăm ca să ne fie cel mai ușor? Deci, eu mă uit aici pe wiki și îmi dau seama că este o intrare către cave care va fi mult mai ușor de accesat decât dacă ar fi să intrăm pe la cave-ul ăla cu, gen pe la intrarea de la junkyard și să dăm iar de parcurul de lavă. Dacă mergem noi aici, o să putem să intrăm fără teleport Mauna. Ne-am teleportat la fix. Perfect. Dacă mergem noi pe la intrarea asta, practic o să trebuiască să nu o să mai facem parcururile cu lavă. Din păcate nu puteam să mergem aici gen când am mers să batem boss-ul, pentru că nu tot trebuie să facem parcurul cu lavă ca să ajungem la camera cu boss-ul, dar chestia asta gen baza secretă de research este fix lângă mine și totodată o să vreau să ne mai dăm niște military drum ID unturned 17. O să ne dăm niște military drumuri pentru că nu mai avem deloc gloanțe și nu cred că mai mi-arde mie să fac rost de gloanțe, dar practic aici este o intrare în mină și această intrare aparent am fost inspirat să ne folosim gliderul. Oh my, what the fuck, boys? Where are we dropping, boys? Cât de dubios e aici. Nici nu putem să ne scoatem. Nu mai văd nimic. Dacă nu e asta scara. Ok, asta e scara. Pentru că noi în apă nu putem să ne scoatem arma de pe 1 decât arma de pe 2. Și noi aveam lumina de pe arma de pe 1. Deci eram pierduți dacă nu vedeam scara. Bun. Give 17-2. Două chestii foarte sugestive. Asta nu-mi place la military drum. Aparența. Și o să ne schimbăm
What? Aparent asta ține Military Barrel. Ah, e Military Barrel, am crezut că e Ranger Barrel. O să ne reîntoarcem la a ne folosi asta și o să luăm și Cobra Sight-ul de pe chestia asta și o să-l punem pe dragul nostru Honey Badger. Și avem gloanțe acum, fericirea. Hehe, boys, suppression. Avem ținta aia de un plus fără linia de sus. Dar este timpul să urmărim harta. Ok, lume, practic există un singur drum, deci nu este destul de complicat de urmat și aici o să trebuiască să putem să mergem ori în față, ori să facem stânga, iar noi va trebui să facem stânga și după aia mergem tot în față și sunt foarte prost, am ajuns direct la facilitate. Bă, frate, da, uneori n-au sens absolut deloc hărțile astea, dar uitați-o, facilitatea subterană a Aegis, care e abandonată aparent, putem să distrugem pânza, da. Mamă, și chestia asta chiar arată foarte mișto. După cum puteți vedea, e foarte creepy. Și încă sunt zombi din ăștia, ceea ce mă miră puțin. Sunt becurile astea. Cred că o să ne oprim lumina asta. Na, n-avem nicio șansă să vedem fără lumina asta. What the fuck. Mamă, cât de mișto arată chestia asta. Și sunt astea distruse. Deci gândiți-vă și voi ce fel de chestii se făceau pe aici. Sunt și bandane, sunt și iteme de ranger. Na, dude, deci locul ăsta s-ar putea să fie, fără să exagerez, cel mai interesant loc de pe Hawaii. Facilitatea asta a Aegis. Mapa asta mi s-a părut atât de bună, atât de genială. Dar în principal din cauza Empire. Nu prea am ce să fac cu ele. Dar chiar am mai găsit un Empire în trecut, dar nu l-am luat că m-am gândit că nu găsim magazinuri. Și s-ar putea ca asta să fi fost prima armă de Ranger pe care am găsit-o, dacă e de Ranger. Empire Ammunition, nu scrie. Dar da, boys, știți că mie foarte mult îmi plac zonele astea, buncărele, chestiile secrete și jucasem niște mape custom care aveau numai din astea și o să vreau să le joc odată ce mai reușim să terminăm din mapele main de pe Unturned și după cum v-am mai zis, după asta o să urmeze Germania și după aia ne băgăm la mapele noi. Probabil o să mai încep să fac unele și pe live-uri, gen ca să nu stau eu foarte mult. Oh, tot site, perfect, tot site-ul mi se pare cam cel mai bun site. Pot să-l și pun dacă e, nu ăsta. E foarte clean, după cum puteți vedea punctul ăsta. Ok, am ieșit cumva la un mini final din chestia asta și nu prea vreau asta. Trebuie să ne întoarcem înapoi. Gen, sunt un fel de camere pe aici și nu camerele astea. Gen, văd aici pe harta pe care am găsit-o, dar s-ar putea să fie o hartă de aia proastă, deci nu prea mi-ar plăcea să mă bazez pe ea. Ok, deci pe aici mergem în jos. Ok, de aici venim. În dreapta mi se pare că n-am fost și ne urcăm cumva în sus. Am văzut că era acolo și o scară. Holy fuck, ok, deci ieșim cumva aici, dar după cum puteți vedea, facilitatea se continuă. Ok, hai să explorăm toată zona asta înainte să mergem și la zona aia, ca să putem să efectiv explorăm asta, după aia explorăm aia, după aia am terminat. Nu stăm să ne întoarcem în continuu de unde ai apărut. Cât de creepy. Și avea un biohazard top la el. What the fuck. Mai avem posibilitatea să ne urcăm aici și aici vreau să văd ce e. O canistră, ce frumos, frate. Canistra aia blană, un Viper, chemicals, purification tablets, mor de sete. Bine că am observat că de nu chiar muream de sete. Mai avem mâncare la noi, avem o ciupercă, numai că nu o să vreau să mănânc așa negătită. Deci, un gas can, o lanternă. Bă, oamenii ăștia n-au mâncare, adică gen, găsisem acum foarte multă mâncare, un filtru, interesant. Foarte multă mâncare pe la locuri din astea unde trebuia să fie chestii mișto și acum nu găsim mâncarea aia, frate. Încerc să-mi amintesc că acum mi-a intrat o mapă în cap care avea niște cave-uri, niște zone de astea secrete incredibil de geniale. Și am uitat, frate, care era și mă optic că era destul de mișto. Dar se pare că cam atât a fost aici, deci hai să mergem să continuăm drumul și să mergem la chestia aia mai interesantă, dacă mai țin minte cum să ajung la ea. Nu, tot în față. Nope, nu tot în față. Bro, cum ajungeam la chestia aia? Deci eu mă uit pe hartă și nici nu zice de faptul că sunt două. Ba da, mă. Ne întoarcem și facem dreapta. Ok, dacă mă uit pe hartă și învăț să urmez harta, devine destul de ușor să ne plimbăm pe aici. Ok, boys, și am ajuns și la facilitatea numărul 2, I guess, a facilității în sine. Și dacă tot mergem în față, o să ajungem până la urmă la parcurul cu lavă. Dar, sincer, nu o să mai vreau să-l văd în viața mea. Dar, nu știu, nu prea sunt iteme OP, ceea ce într-un fel merge, pentru că nu e dead zone aici. What? Asta a fost?
foarte mult zombie din ăștia de construcție, gen, nu sunt zombie din ăia de aici, sunt partea asta din ce văd, nici iteme foarte OP. Snipe. Eu n-am pus să prindem headshot. Dar da, aici practic este și o cascadă, după cum puteți vedea, din lavă. Ceea ce arată fucking blană, dacă mă întrebați pe mine. Și se pare că, am înțeles, asta este cealaltă intrare, gen dacă veneam din partea cu parcurul cu lava aici. Lume, cred că o să încheiem aici totul. Cam asta a fost ultimul episod din serie. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like. Dacă v-a plăcut seria, nu uitați să vă abonați la canal, pentru că undeva peste o săptămână o să luăm și noi o pauză de o săptămână să-mi recapăt gândurile. O să începem următoarea serie de Unturned pe Germania. Deci, cam ăsta a fost episodul. Eu am fost Viper și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!